Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Sper să nu vă super enervez cu acest intro, însă îmi place să vă urez bun venit și nu pot să intru așa direct în parfumuri, n-am altul mai bun și asta este situația. Ei bine, haideți să vorbim despre parfumuri. Astăzi am aici lângă mine multe parfumuri accesibile, parfumuri pe care eu le iubesc tare mult, sunt parfumuri dulci, gurmande și super potrivite pentru această perioadă. Sunt așa, parfumuri de designer, clone, mai noi, mai vechi, pe unele le-ați mai văzut aici la mine pe canal, însă nu mă pot abține, vorbim despre parfumurile accesibile din 2023, din această toamnă frumoasă, chiar că frumoasă. O să încep cu un parfum pe care îl iubesc și pe care l-am descoperit din întâmplare. Este vorba despre Lalique Le Parfum. Dacă v-a tentat vreodată să luați acest parfum și ați făcut ca mine, adică ne-ați dat atenție, nu mai stați pe gânduri, este un parfum absolut minunat și are un preț chiar bun de tot. Lalique Le Parfum este o vanilie superbă aici, se ascunde o vanilie întunecată, după cum vedeți lichidul ăsta. Este mai veche sticla mea, avem o vanilie aromatică, avem și dafin, piper roz, bergamot, heliotrop, migdale, iasomie, vanilie, tonka, santal și patchouli. N-o să vă zic notele la toate, să nu facem acest video foarte, foarte lung, pentru că oricum o să fie lung, și probabil că vă dați seama că citesc notele, adică știu că mai zice lumea că știm toate notele din parfumuri. Nu, eu le citesc, nu le știu, dar știu despre acest parfum că este superb, că este o vanilie aromatică, este migdalat, este dulce, foarte frumos, foarte frumos. Și se dezvoltă și mai frumos, se usucă și mai frumos. Vă super recomand acest parfum. Da. Haideți să trecem la următorul. Și următorul este acesta. Pe el nu l-am inclus în niciun video de parfumuri accesibile până acum, însă o fac acum. Este un parfum minunat pentru perioada rece. Sunt câteva parfumuri accesibile pe care nu le-am inclus în acest video pentru că mi se par mai potrivite iarna. Așa că o să avem și atunci un video cu parfumuri accesibile. Probabil că veți mai vedea și dintre cele pe care vi le arăt astăzi, dar nu contează. Da, hai să vedem. Nu vă spun notele. Nu vă spun notele pentru că mie nu mi se pare că miroase. Cel puțin atunci când nu știam acest parfum și am citit notele, m-a dus cu gândul la cu totul și cu totul alt parfum, așa că eu vă spun ce simt în acest parfum. Simt iris îmbrăcat în bezele. Este un parfum dulce, este un parfum sexy, este un parfum minunat. Minunat, minunat și prețul lui este unul foarte bun. La fel vi-l recomand dacă vă plac parfumurile dulci. E bine, aici nu avem doar o parte gurmandă, are și o parte mai eleganțică, așa, mai florală, dar este o bezea arsă, este mirosul acela de bezea arsă, zaharicioasă. Și totuși, acolo este un iris care nu-i dă voie să fie doar un parfum mâncabil. Vă spun, parfumul acesta este minunat, mai ales pentru prețul pe care îl are. Mergem mai departe la un parfum la fel superbisim și care persistă și bine și este și accesibil. Hai să zic că îl găsiți la 75 de ml până în 200 de lei. Până în 200 de lei, dacă căutați bine pe site-uri, îl găsiți. Eu încerc să pun, nu prea pun eu link-uri în descriere, pentru că ați observat că postez destul de des și nu aș avea timp să fac toate astea. Însă, cu siguranță, voi sunteți pasionați de parfumuri și le găsiți imediat. Știm unde să căutăm, nu-i problemă. Ei bine, parfumul acesta este unul
ciocolatos, are un pic de vibe de Angel, dar totodată este un parfum diferit. Are și un iz puțin tropical, dar totodată este dulce și ciocolatos, adică este fructat, este ciocolatos, merge de minune toamna și este delicios parfumul acesta. Haideți să îl mirosim și pe el. Chiar nu l-am mai purtat de ceva timp pentru că tot am avut parfumuri noi și încerc să-mi pun un pic la punct colecția de parfumuri, dar nu-mi iese nici de cum. Nu îmi iese. Mi-e foarte greu să renunț la parfumuri pe care le iubesc, adică nu pot să am o colecție mică. Nu pot să-mi restrâng colecția de parfumuri. Știu că avem această problemă. Așa, avem aici mitale, fructe, flori. Avem și fructe exotice, dar baza este una cu ciocolată, cu pralină, cu vanilie, santal, adică este o combinație, dintre vară și toamnă, combinație dintre un parfum pentru vreme caldă și un parfum pentru vreme rece, însă potrivit mai mult când este mai rece afară, cum este toamna, oricum avem așa o combinație de toamnă și vară afară, adică parfumul acesta mi se pare că se potrivește de minune, dar vă spun, este delicios acest parfum și mie îmi place foarte mult. Trecem mai departe și vorbim despre un parfum care a intrat recent în colecția mea, însă este un parfum pe care l-am testat înainte să-l cumpăr și îl ador. Este vorba despre Le Pact de la Twins, îl găsiți pe Dubai Collection, la fel cum îl găsiți și pe Mojo. Nu vreau să vă nebunesc cu Mojo, nu vreau să vă spun cât de mult îmi place și vara și iarna și toamna și oricând. Acesta este spicy, fructat, vanilat, dulce, foarte frumos, dar nu vreau să mai insist cu el. Acum vorbim despre Le Pact, căci este mai nou în colecția mea și este minunat și el. Ok, îl lăsăm pe Mojo aici, se știe că Mojo este unul dintre cele mai iubite parfumuri de pe Dubai Collection, de mine mă refer, și hai să vorbim despre noul parfum din colecția mea. Are un pulverizator extraordinar, o sticluță superbă, capacul cu magnet și mirosul este unul cald, fructat, clean, așa este curat, e dulce. Doamne, cât de bine miroase! Îmi place foarte mult cum miroase, este și el o clonă după Arabian Oud Solid Black, pe care nu-l cunosc desigur. Dar avem așa, bergamot, măr și piersică, iasomie și vanilie, chihlimbar și mosc. Da, este un parfum în care, uite, acum simt piersică. Este un parfum cald, vanilat, dulce, dar și curat în același timp. Foarte frumos este, foarte frumos. Îl ador și pe el și acum cred că cele două, Mojo și Le Pact, sunt preferatele mele de la Twins. Am mai testat. Știți că am testat destule, dar ele două sunt favoritele mele. Un alt parfum pe care eu îl ador toamna este Cuir de Nuit de la Yves Rocher. Acesta este un parfum vanilat, are și cacao, are și cafea, este dulce, este cozy, te îmbracă așa și mi se pare așa un parfum de purtat mai mult în casă, când te uiți la televizor, când ai o stare foarte bună sau vrei să ai o stare foarte bună. Acesta este foarte bun parfumul și în general îl port toamna. Știu că au schimbat sticluțele, au schimbat etichetele, dar parfumul se mai găsește din fericire. Este un parfum frumos, nu foarte complicat, nu foarte puternic, însă îmi place foarte mult. Următorul parfum este unul pe care voi nu prea îl vedeți pe internet. La mine l-ați mai văzut în seria de parfumuri ieftine și bune.
Însă nu-l vedeți nici la mine atât de des, pentru că am foarte multe parfumuri și, sinceră să fiu, nu pot să le port pe toate odată, deși mi-aș dori să pot să fac asta. Este un parfum pe care eu îl ador. Este un parfum dulce, are o bază delicioasă și îl găsiți pe Makeup. Chiar vi-l recomand, știu că mai este unul By Invitation Rose, ceva cu trandafir, dacă nu mă înșel. Am vrut la un moment dat să-l comand și pe el, dar mă abțin pentru că am multe parfumuri din categoria asta accesibile pe care le iubesc și nu pot să le port pe toate, așa că nu l-am mai luat. Prima dată când am mirosit acest parfum, m-a dus un pic cu gândul la parfumurile orientale, m-a dus un pic cu gândul la Shagaf Oud. Nu știu neapărat că îl știu pe acela, știu vibe-ul lui, însă nu prea mai țin minte cum mirosea, deși este un parfum superb și acela. Da, este o bază dulce, este un parfum foarte puternic și persistă super, super bine. Și avem aici fructe, avem în mijloc flori, multe flori și trandafir, chiar se simte la un moment dat, bujor, iasomie, dar baza este una delicioasă, avem pralină, santal, vanilie și mosc. Mi se pare un parfum accesibil care nu prea seamănă cu altele, adică mi se pare un parfum bun. Oare v-am zis cum se numește parfumul acesta? Se numește By Invitation Michael Bublé. Este un parfum de vedetă. Îmi place foarte mult cum miroase, eu chiar vi-l recomand pe Makeup, căutați-l. Următoarele două parfumuri pe care voi le găsiți pe parfumat.ro și vreau să vă zic că am avut un concurs pe Instagram, au câștigat două fete care și-au ales parfumuri recomandate de mine. Una și-a ales Black Kiss, un parfum pe care eu îl recomand, este o clonă Nișane Ani, și cealaltă și-a ales Lyra X, un parfum pe care nu l-am inclus în acest video, pentru că pentru mine Lyra X înseamnă decembrie, Crăciun, târ de Crăciun, cozonac și așa mai departe, așa că o să vorbim despre el în decembrie. Cu siguranță este un parfum pe care îl iubesc. Și chiar sunt curioasă de părerile lor, sunt foarte curioasă și chiar vă rog, fetelor, dacă mă urmăriți, să îmi spuneți părerile voastre despre Lyra X și Black Kiss. Black Kiss este un parfum superb, 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 superb. Îmi place și bineînțeles că îmi place originalul. Nișane este superb, dar și acesta este foarte bine făcut, foarte bine făcut. Avem ghimbir, bergamot, piper roz, note verzi, cardamom, coacăze negre, trandafir și o bază cu vanilie, benzoin, santal, cedru, ambergris, mosc și patchouli. Este o combinație nebună, nebună, nebună. Pentru mine, iar zic ce miroase mie și îmi sare lumea în cap, este un parfum proaspăt, condimentat. În deschidere este ceva mai ierbos cumva. Deci eu încerc să explic parfumurile încât să mă înțelegeți și așa cum le miros eu. Și mi se pare că se usucă, se duce într-o vanilie aromatică, spicy, se încălzește. Mi se pare foarte potrivit în perioada mai rece, sincer. Da, nu este cel mai simplu parfum, cel mai purtabil parfum, dar este foarte interesant, foarte interesant și eu îl ador. Așa că mă bazez că dacă și vouă vă plac parfumurile dulci, dacă rezonăm, vă place și acesta, însă, haideți să fac așa o paranteză, testați parfumurile pentru că le simțim diferit, le interpretăm diferit. Testați, chiar dacă ascultați părerile mele, părerile altora, testați parfumurile și evitați să cumpărați blind, așa cum fac eu. Cum cumpăr blind, vreau să zic, eu cumpăr blind, însă vouă nu vă recomand, înțelegeți voi.
Ok. Un alt parfum pe care eu îl iubesc și este delicios este acest Shaik Woman 460. Este un floral ambrat, este un parfum inspirat de Scandale Parfum și avem aici un parfum delicios, un parfum gurmand, un parfum sexy, să zic așa, și foarte intens, foarte bun. Iasomie. Avem o Iasomie, este un parfum foarte frumos, foarte frumos și mi se pare destul de versatil. Avem vanilie, iasomie și caramel sărat, este un parfum delicios, este un parfum frumos, intens și accesibil. Deci este superb, superb, superb. Apoi, avem un parfum care mi se pare că seamănă destul de bine cu Shaik. Avem aici Magic Night, este Maison Asrar, l-ați văzut într-un unboxing recent. Mi se pare că seamănă destul de bine cu Shaik, dar acesta mi se pare mai spicy. Văd cumva o combinație între Zenobia și Shaik. Poate să fie și el inspirat de Jean Paul Gaultier Scandal Le Parfum, însă nu este chiar la fel. Nu este chiar la fel. Este și el un parfum dulce, este floral. Are o deschidere mai piperată așa, mai spicy. Avem aici flori. Este mai intens cel de la Shaik și mai dulce. Dar și aici avem flori albe. Avem cu siguranță vanilie, caramel. Nu m-am uitat pe note, dar o să vă arăt imediat că mi se pare că seamănă și cu altceva. Cu acesta, un alt parfum pe care eu îl iubesc și el este la un preț accesibil și mi se pare potrivit și toamna și în perioada rece și primăvara. Da, și aici simt un caramel sărat, dar aici avem tuberoze și el este un parfum inspirat, nu mai știu exact cum se numește, pe ele două le găsiți pe Dubai Collection, la niște prețuri super ok, până în 100 de lei chiar. Da, aici avem clar tuberoze, niște tuberoze spicy, este un parfum foarte elegant și foarte frumos, pe când acesta se duce într-o zonă mai gurmandă. Ambele sunt niște parfumuri foarte frumoase, pe care vă recomand să le testați. Da. Foarte frumos este și acesta. Din nou, pentru prețurile lor sunt niște parfumuri absolut minunate. Și mai departe vorbim despre nebunia aceasta de la Sol de Janeiro. Avem Ceirosa 62 cu fistic și caramel sărat. Ce poate fi mai delicios decât acest body mist pe care e potrivit și pentru păr? Cu siguranță cu unele parfumuri se luptă pentru că aș putea să, de fapt pentru mine este pus în categoria parfumurilor, în niciun caz a spray-urilor pentru păr. Este delicios, este gurmand și cu siguranță îl cunoașteți, dar mie mi se pare potrivit și vara, adică e dulce, e gurmand, dar destul de aerisit. Poate că o să mai încerc și eu și altele. Da, și Ceirosa 71 este superb, 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 doar că este confiscat. Mi s-a confiscat și nu-l mai am aici, dar eu mă bucur de acesta, îmi place foarte mult. Haideți să vorbim și despre un parfum de la Oriflame, este vorba despre Amber Elixir Mystery. Are o culoare foarte frumoasă această sticluță, este un parfum foarte frumos și este preferatul meu din gama aceasta de la Oriflame. Nu l-am purtat eu foarte des și v-am mai spus motivele, de obicei dacă nu-mi place un parfum pleacă din colecția mea, pe el îl am de mult în colecție și nu a plecat.
reușesc să le port, dar sunt parfumuri pe care le iubesc. Miroase foarte bine, miroase foarte bine. Avem vanilie și citrice în deschidere. Este foarte interesantă compoziția lui. În mijloc avem crin roșu și în bază avem ambră. Mi se pare un parfum dulce, un parfum vanilat, floral, ambrat, cald, cald, cald și plăcut. Este un parfum foarte, foarte frumos și acesta. Și haideți să trecem la un tămâios, Bohemian Oud de la Zara. Un parfum care te duce așa cu gândul în mai multe direcții. Mi se pare o combinație de lemne arse, cacao, este un pic dulce, un pic tămâios, mai întunecat, potrivit pentru perioada rece și costă în jur de 50 de lei. Pentru prețul acesta este chiar un parfum interesant. Mai avem două parfumuri și gata, a scăpat de mine. A scăpat de mine pe ziua de astăzi. Ei bine, Ubaya Velvet Night. Nu aveam cum să nu includ acest parfum aici. Este un parfum din nou până în 200 de lei. Cred că este până în 150 de lei dacă ai un pic de noroc și îl prinzi la reduceri. Și am uitat să vă spun că atunci când am fost în delirium, am mai testat unul din gama asta și mi-a atras atenția și vreau să-l mai testez odată. Se numește Desert Whispers. Desert Whispers, în afară de Naked Moon, care și acela este unul frumos, Desert Whispers este un parfum cu caramel. Are și piele, are și ud și caramel, dar l-am mirosit, nu știam ce note are, poate dacă vedeam că are piele nu mă mai îndreptam neapărat către el, dar n-am știut ce note are, l-am testat și mi-a plăcut foarte mult ce am simțit. Trebuie să îl mai testez când am ocazia. Și revenind la Velvet Night, este un parfum care are ananas, rubarbă și bergamot, avem în mijloc scorțișoară, da, avem scorțișoară, este un parfum cald și delicios și în bază avem vetiver, vanilie și ocmos. Vreau să vă zic că simt un pic din Love Don't Be Shy în acest parfum, doar că varianta orientală. Este foarte frumos și foarte intens acest parfum. Și ultimul despre care vorbim astăzi este Quatre Iconic de la Boucheron. Un parfum super elegant, un parfum balsamic, un parfum interesant și puternic. Are multe tuberoze, însă avem aici balsam peru, avem tuberoze, avem ambră, patchouli, vetiver. Mi se pare o combinație foarte reușită. Este foarte puternic și persistă foarte bine acest parfum. Da. Din nou, este un parfum ceva mai versatil, dar totuși mai potrivit în perioada rece. Este un pic mai serios decât celelalte, v-am arătat multe parfumuri gurmande, multe parfumuri dulci. Acesta este ceva mai elegant și mai serios. Este și el un parfum cu flori, balsamic și cald. Simt cumva și un iz nati. Ceva în el, dar e frumos și din nou vă recomand să îl testați, îl găsiți la un preț super ok, nu știu unde se poate testa, sticluța din nou îmi place foarte mult la acesta, avem și capacul așa și cea de 50 de ml arată mult mai bine, cumva mi se pare că sticluța asta e prea mică pentru capacul ăsta mare, dar cea de 50 de ml este și mai bijuterie decât aceasta. Și cam atât. Acestea au fost parfumurile despre care am vrut să vă povestesc astăzi. De-abia aștept părerile voastre. Știu că pe multe dintre acestea le aveți și voi și aștept părerile voastre în comentarii. Dacă sunteți sau dacă nu sunteți de acord cu mine, cum vi se par vouă față de cum le simt eu și noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, să-mi lăsați un like,
Să mă urmăriți și pe Instagram dacă vreți să vedeți ce postez acolo, aproape zilnic postez. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!